Securitatea muncii implică existența și funcționarea unui ansamblu de concepte teoretice, acte legislative, măsuri și mijloace tehnice, social-economice, organizatorice, de igiena și medicina muncii. Rolul instruirii privind securitatea și sănătatea în muncă este acela de a învăța pe lucrători să respecte în timpul desfășurării procesului de muncă prevederile cuprinse în instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă și în alte regulamente sau normative interne. Totodată trebuie subliniată necesitatea ca angajatorii, lucrătorii serviciilor interne și externe de prevenire și protecție să nu se mulțumească cu verificarea periodică a fișelor individuale de instruire, ci să participe efectiv la ședințele de instruire a lucrătorilor, mai ales la locurile de muncă unde condițiile deosebite o cer. Această participare contribuie la rezolvarea cu mai multă operativitate a unor deficiențe ce se manifestă în multe cazuri în modul de expunere a instruirii și întărește totodată spiritul de răspundere al celor ce au datoria de a organiza și efectua instruirea lucrătorilor. Analizând accidentele de muncă, după vechimea în muncă a accidentaților, se observă că cele mai multe accidente s-au produs la angajații cu vechime în muncă sub 5 ani, rezultând că se accidentează lucrătorii fără experiență și pregătire profesională. Potrivit prevederilor articolului 20 din Legea numărul 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, angajatorul trebuie să asigure condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru specifice locului de muncă și postului său, la angajare, la schimbarea locului de muncă sau la transfer, la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent, la introducerea a oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru, la executarea unor lucrări speciale. Instruirea trebuie să fie adaptată evoluției riscurilor sau apariției unor noi riscuri periodică și ori de câte ori este necesar. Nerespectarea dispozițiilor legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 la 8.000 de lei.